Michelle Caraude, rugăciunea cea mai neprihănit și scapă întotdeauna din multe din cei care îl investește. Cuvântul Domnului pe care El l-a vorbit într-o zi lui Ezechiel este un cuvânt care este valabil pentru toate popoarele și toate vremurile. Și Dumnezeu a zis așa, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și voi întinde mâna împotriva ei. Și zice Dumnezeu, dacă voi pedepsi țara aceea prin foamete, dacă în țara aceea ar fi Noe, Daniel și Iov, acești trei oameni, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul. Dacă aș pedepsi țara aceea, pe oamenii aceia, făcând-o să ajungă un pustiu, aici ni se dă exemplu cu fiarele sălbatice care erau pe vremea aceea, și-ar fi nișul cu ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice. Și numai ei ar scăpa. Sau, zice Dumnezeu, dacă aș aduce sabie peste țara aceea ca să o pedepsesc. Dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și nici locul ei ar fi acești trei oameni, Noe, Daniel și eu. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, și numai ei singuri ar scăpa. Sau zice Dumnezeu, dacă aș pedepsi prin boli, prin calamități naturale. Dacă aș face să vină ciuma peste țara aceea sau molima, ca să-i nimicesc cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi mijlocul ei Noe, Daniel și eu. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice. Și numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei nelegiuire a oamenilor, spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 1. Și fie că ea se manifestă într-un fel, fie că se manifestă în altul, există o singură posibilitate de salvare, ne zice cuvântul Domnului. Scapă omul care este ca și noi, ca și Daniel, sau ca și eu. Și ne spune Dumnezeu atunci când a vorbit lui Ezechiel ce aveau în comun acești trei oameni. Prin ce zice Dumnezeu că își vor mântui viața lor, sufletele lor? Vă aduceți aminte?
prin neprihănirea lor. În vremuri ca și vremurile lui Noe, să trăiască cineva ca și un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor, nu este un lucru de apucat. Ne zice cuvântul Domnului în capitolul 6 din Genesa, Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Și versetul 5 continuă și zice Domnul Dumnezeu așa, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi și numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și da, s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Și dacă lucrurile se opreau aici, noi nu mai eram astăzi în casa Domnului în Moria. Pentru că toți oamenii care trăiesc pe pământul acesta, se trag din noi. Pentru că nimeni în afară de el și familia lui nu a scăpat în ziua în care Dumnezeu și-a arătat atitudinea și hotărârea lui cu privire la păcat, cu privire la nelegiuire. Dar, în versetul 8, zice cuvântul Domnului, Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Se trăiește în mijlocul oamenilor cu o răutate mare. Să trăiești în mijlocul unor oameni a căror întocmire ale gândurilor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și tu să fii neprihănit. Și neprihănit înseamnă fără prihană, adică fără păcat. Să nu fii atins și să nu fii nici măcar influențat de câtă răutate, de câtă sâmnicie, de cât păcat și de câtă fără de lege este în jurul tău. Este o mare minune. Și Noe, Daniel și Iov au trăit așa. De aceea Dumnezeu în cuvântul lui amintește pe nume și spune, dacă erau acești trei oameni în țara aceea, în cetatea aceea, ei și-ar fi mântuit sufletele prin neprihănirea lor. Dar nimeni altcineva n-ar fi scăpat. Oare ce se întâmplă în jurul nostru are influența asupra noastră? Ne atinge pe noi cu ceva? Există riscul ca un om care
vrea să trăiască în neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Să fie influențat de răutatea oamenilor din jurul lui. După o anumită vreme să se obișnuiască cu nelegiuirea și păcatul. N-am auzit vreun răspuns cu voce tare, dar mă gândesc că unii ne-am dat răspunsul. Există acest risc și pentru mine și pentru dumneavoastră. Nu ne putem lăuda cu o imunitate care am avea în natura noastră așa de la sine și fără ca noi să facem nimic, fără ca noi să nu luăm nicio atitudine, să fim imuni la toată nelegiuirea și păcatul care este în lume. Dumnezeu știe și să pedepsească, Dumnezeu știe și să mântuiască, așa ne spune cuvântul Lui. Dar este bine să știm pe cine pedepsește, pe cine judecă, pe cine nimicește Dumnezeu. Și să știm pe cine mântuiește El, ca să putem avea parte de mântuirea Lui. Nu știu dacă am încercat vreodată să ne imaginăm în ce lume a trăit Noe. Că Dumnezeu a zis, nu mai pot să suport trăirea, atitudinea, faptele oamenilor. Și a zis, o să nimicesc tot ce are suflare, toți oamenii de pe pământ, chiar și celelalte viețuitoare. Așa era starea omenirii atunci. Și Dumnezeu a făcut ceea ce a hotărât. Da, este cuvântul acesta, da, din fericire acolo. În toată lumea aceea de nelegiuire, de păcat, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, de neascultare, a fost un om, unul singur, care era neprihănit. Era fără pată între toți cei din vremea lui și umbla cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut și pe unul și pe altul. Și a spus lui Noe, noi am luat această hotărâre, voi nimici pământul cu potop. Dar tu te-am văzut fără prihană înaintea mea, neamul acesta de oameni. Fă ce-ți spun și o să fii salvat. O să fii mântuit. Fă-ți o corabie, intră în ea tu și familia ta și animalele viețuitoare, după cum i-a spus Dumnezeu. Pentru că voi deschide și izvoarele adâncului și voi face și cerul să plouă. Și tot pământul va fi acoperit de apă. Și voi nimici tot ce este viu pe fața pământului. Vei scăpa doar tu și ce este în corabie cu tine. Și Noe, zice cuvântul Domnului, în Evrei, în capitolul 11, că plin de o teamă sfântă, s-a apucat să facă această corabie. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Deci ultimul verset din capitolul 6 din Genesa. Și făcând tot ce-i poruncise Dumnezeu,
cuvântul Domnului, în Evrei, în capitolul 11, au osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Oare viața lui Noe în mijlocășilor oamenilor a fost ușoară? Nu vreau să intru în foarte multe presupune în ceea ce Biblia nu scrie și nu dă atâtea detalii. Dar oare oamenii din jurul lui Noe au crezut ceea ce Noe a crezut? Le-a vorbit Noe oamenilor din jurul lui? Da, le-a vorbit, în Franța, le-a vorbit. Găsim în Noul Testament aceasta. Noe s-a făcut un propovăduitor al neprihănirii. Dumnezeu a spus că se întâmplă lucruri pe care lumea nu le-a mai văzut. Dar zice că Noe, prin credință, a ascultat de Dumnezeu și a făcut ce Dumnezeu a zis. Și s-a făcut propovăduitorul neprihănirii. A trăit o viață neprihănită și a propovăduit neprihănirea în mijlocul unui neam de oameni care a fost așa de rău că Dumnezeu l-a șters pe fața pământului. V-aș întreba, s-a schimbat Dumnezeu? Nu prea vrem să ne spunem și părerea noastră. În Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. Că dacă ar fi schimbare în Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu ar fi desăvârșit. Din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu este același. Că se poartă într-un fel cu cei neprihăniți și știe ce atitudine să aibă și față de cei nelegiuiți. Că este în stare să se răzbune fără să aibă o dorință rea sau păcătoasă în el. Asta găsim numai la Dumnezeu. De-aia ne spune nouă să nu ne răzbunăm singuri. Pentru că nu suntem în stare. Singurul care se poate răzbuna fără să păcătuiască este Dumnezeu cel desăvârșit. Dar Dumnezeu cel bun, Dumnezeu cel milos, Dumnezeu cel îndelung răbdător este desăvârșit. Este și drept, este sfânt, sfânt, sfânt. Ceea ce spun cei care sunt în ceruri, fără încetare, aruncându-se, neîncetat cu fața la pământ înaintea lui. Ochiul lui nu poate privi la păcat și la nelegiuire, dar privește cu mare plăcere cei care trăiesc o viață neprihănită. Și în orice situație, în orice țară pe care Dumnezeu, datorită nelegiuirii, ar fi hotărât să o nimicească. Dacă ar fi trăit acești trei oameni, Dumnezeu spune, ei și-ar fi mântuit sufletul
prin neprihănirea dorim noi oare într-adevăr mântuirea sufletelor noastre? Amin. Avem nevoie de mântuire sau este bine așa cum este? Avem nevoie. Cuvântul Domnului ne spune ce avem de făcut. Să ne uităm la norul de martă pus în fața noastră. În mijlocul unor oameni a căror răutate a ajuns până la Dumnezeu, Noe a trăit o viață neprihănită. Și astăzi eu, împreună cu dumneavoastră, să putem să ne uităm la viața Lui, să urmăm exemplul Lui și să ne bucurăm de aceeași mântuire a Lui Dumnezeu, de care s-a bucurat și Noe și se va bucura, așa am citit în Evrei, că s-a făcut moștenitor al aceleași mântuiri, al aceleași neprihăniri care se capătă prin credință. Și toți cei neprihăniți, toți cei mântuiți de Dumnezeu se vor întâlni într-o zi și plin de fericire vor zice: acesta-i Dumnezeu în care ne-am încrezut când trăiam într-o lume care zicea în celălalt. Nu putem sta așa de mult la viața neprihănită a lui Noe. Să mergem puțin și la al doilea om pe care Dumnezeu îl amintește. La Daniel, care a fost neprihănit și în tinerețea lui și a fost neprihănit până la adânci bătrânețe. S-a întâmplat că și poporul lui Dumnezeu a trăit în nelegiuire și datorită faptului că tot mereu s-a uitat cu ochiul peste gard și fac neamurile de lângă el. Dacă Dumnezeu a zis, nu vă uitați la el. Nu vă uitați la ce fac ele, la obiceiurile lor. Pentru că voi sunteți un popor sfânt, pus deoparte. Voi să vă aduceți aminte de poruncile mele ca să le împliniți, cum se amintea în psalmul citit. Dar nu s-a întâmplat așa. Și după ce Dumnezeu i-a științat în multe rânduri de pedeapsa Lui și după ce marea parte din poporul Israel deja a fost dusă în robie de împăratul Asiriei și a mai rămas acolo seminția lui Iuda și cu cei care erau cu ei, parcă tot n-au înțeles. Și atunci Dumnezeu a trimis și peste ei, pe împăratul Nebucadnețar. A fost grea pedeapsa care au primit-o. Dar împăratul acesta a zis: aduceți-mi și din țara asta câțiva tineri de neam împărătesc, care să aibă înțelepciune și mai multe lucruri și calități, să-i cresc pentru o perioadă de timp și după aceea să fie în slujba mea. Printre ei, amintește cuvântul Domnului, patru tineri din Iuda. Și-a zis împăratul: din bucatele pe care eu le mănânc, din ceea ce este la masa mea, ani de zile o să vă dau și vouă. Și o să mă ocup de voi. Dar, la sfârșit, vreau să fiți oameni de care mă pot folosi.
bucurie mare pe acești tineri. Că nu a fost viața lor ușoară în Israel înainte să plece în robie. Ce ocazie, ce bine îi cuvântare, îi sfăvărit să-i hrănească Nebucadnețar cu bucatele lui alese, zice Biblia. Dar Daniel neprihănitul a văzut lucrurile altfel. Nu-i ușor lucru să poți vedea în aceste oportunități capcana și provocarea care vine împotriva neprihănirii tale. Tânărul acesta neprihănit a văzut-o. Și s-a hotărât în inima lui să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu ceea ce li se oferea acolo. Uneori, oamenii neprihăniți sunt și greu de înțeles. Și uneori îi putem considera fanatici. Și că fac lucruri de la ei înșiși pe care Dumnezeu nu li le cere. Dar asta pentru că eu n-am ajuns la statura lor ca să pot înțelege lucrurile așa cum ei le înțeleg. Nu este ușor de înțeles faptul că un om, cu cât este mai neprihănit și mai aproape de Dumnezeu, el se vede mai nevrednic decât mine. Este un lucru greu de înțeles. Dar în viața unui adevărat om neprihănit, cu cât înaintează neprihănirea lui și se apropie de Dumnezeu, o să-și vadă tot mai mult și mai bine starea și limitele, cu mult mai mult decât unul care e mai departe de el. Eu nu știu dacă în locul lui Daniel aș fi zis, dar eu mă spurg cu ce-mi dă împăratul să mănânc. Dar uite ce oportunitate mi s-a oferit. A zis Daniel, nouă dă-ne verdețul. Sarzamat. Oamenul acela s-a temut și a zis, eu mă tem de împăratul că o să mă apă mine la rog. Și el ia viața cui vrea și nu treabă pe nimeni. Oare nu fi fost clar pentru tinerea aceea să mănânce în fiecare zi? Verdețul și mâine iar verdețul și mâine iar verdețul. Când aveau la dispoziție bucate alese ce se servea la cel mai mare împărat care era pe vremea aceea. Dar pentru Daniel a contat mai mult neprihănirea mai încălutimită. Și Daniel a ajuns între cei mai mari care au fost la împărații care s-au perindat acolo. Și Dumnezeu l-a binecuvântat cu multe lucruri. Și când nimeni n-a putut să-i spună la Nebucadnețar ce a visat și să-i dea și tâlcuirea, că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Daniel neprihănit a zis, dar împărate Nebucadnețar, să nu crezi cumva că eu sunt mai deosebit, eu sunt mai deștept, mai inteligent. Numai că este în cerul lui Dumnezeu. Aleluia. Care știe toate și descoperă ce vrea. Pentru că nu este om neprihănit și mândru. Și Daniel, oricât de înălțat a fost, a rămas în neprihănirea lui și a umblat smerit cu Dumnezeu.
Atunci când Nebucadnețar a visat alt vis, cu copacul acela și ce o să se întâmple și nu știa tâlcuirea. Și Daniel, parcă un pic, când a primit tâlcuirea visului, s-a tulburat. Că el, unul din prinșii de război al lui Iuda, a stat în fața celui mai mare împărat care conducea atunci lumea. Dar știți ce a făcut Daniel? A zis, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Oare care dintre noi ați putut să zăbim așa lui Nebucadnețar? L-a pedepsit Nebucadnețar pe Daniel? Nu. Belșațar, cel care a urmat după el la împărăție, n-am învățat nimic din asta. N-a ascultat sfatul pe care Daniel l-a dat tatălui său. Și-a dat un ospăț acolo pentru celor 1000 de mai mari a lui. Și s-au ospătat și s-au distrat și au avut un party pe măsură. Din ce reiese din cuvântul Domnului, totuși Daniel nu era pe acolo. Că numai când a apărut mâna pe perete, de-a început să-i se clatine genunchii și să-i se zidească de olantă la Belșațar, atunci a încercat și el să înțeleagă ce se întâmplă și nimeni n-a putut să facă nimic, numai soția lui a zis, împărat, stai liniștit. Că în împărăția ta este un om care poate să-ți spună. Trimite-ți și aduceți pe Daniel. Și a zis Belșațar, Daniele, dacă poți să-mi spui ce a scris mâna asta pe perete, atâția dau. De n-ai avut-o niciodată. Din bogăția mea de împărat, îți dau lucruri câte vrei tu și te înalți. Și Daniel de-abia aștepta. Neprihănitul acesta a zis, ține stare. Răsplătirile de care vorbi, dă-le altuia. A zis, totuși o să stâlcuie din partea lui Dumnezeu. Visul de care l-ai avut și spune și lui și îl condamnă cu tărie și zice, tu nu ai luat aminte la ce a făcut Dumnezeu tatălui tău. Tu nu te-ai depărtat de păcat. Nu este timp să citim tot ce a spus Daniel Belșațar. Unul din prinșii de război înaintea celui care putea să ia viața oricând. Pentru că Daniel a fost prezentat în epifanie. Și atunci când a trebuit să meargă în groapa cu lei, cei care mergeau împotriva lui, așa au făcut legea așa ca să-l prindă pe Daniel. Și când Daniel s-a dus acasă, ce a făcut? A zis 30 de zile o să văd cum o să fac ca să treacă și după aia o văd mai departe de lume. A deschis fereastra spre Ierusalim.
cetatea pe care inima lor era legată. Și de 3 ori pe zi, genunchea, se ruga, se închina lui Dumnezeu. Până în ziua în care vrăjmașii lui au năvălit, în odaia lui, că știu că o să fac asta și l-au dus la cap. Nici în fața provocărilor prin răsplăti și prin da, prin înălță, nici în fața groapei cu lei, neprihănit Daniel nu s-a schimbat. Cum zice cuvântul Domnului despre celălalt om, s-a ținut tare în neprihănirea lui. Știți ce a spus? Dar înainte să arunce în groapa cu lei, că n-am putut să-l scape. Zis Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. A văzut și darul neprihănirea pe care a trăit în Daniel. Și așa cum Dariu a zis, Dumnezeu l-a scăpat pe cel care i-a slujit necurmat toată viața lui. Să stai în mijlocul leilor. Și zice cuvântul Domnului, pentru faptul că Daniel nu a făcut niciun rău, a fost găsit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a trimis îngerul lui care a închis gura leilor. Și ce poruncă a dat împăratul Dariu după aceea, toată împărăția lui, Odes ar da și azi porunci din acest. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Că cel este Dumnezeu cel viu. El dăinuiește veșnic împărăția lui. Nu se va nimici niciodată și stăpânirea lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește. El face semne și minuni în cerul și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Pentru că pentru un om înaintea și în fața tuturor lucrurilor a căutat împlicănirea lui Dumnezeu. Căutați mai întâi, a zis Domnul Hristos, împărăția lui Dumnezeu, dar mai zice ceva. Și neprihănirea lui. Așa a făcut omul acesta. Nu mai este timp și de alte lucruri cu privire la el. Dar ultimul verset din cartea lui Daniel zice așa. Iar tu, Daniele, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Noi am mers înaintea ta și te așteaptă. S-a dus și eu. S-a dus și Enoch și toți cei care au trăit în neprihănirea cerută de Dumnezeu. Des-
despre rugăciunea și mijlocirea care a făcut El pentru Ierusalim și Israel. Nu mai avem timp să vorbim acum. Să fii că cel neprihănit noi, Doamne, am păcătuit. Noi, Doamne, cu bine să lăsăm pe față de rușine. Ce mai avea treabă cu Ierusalimul, El era acolo, o ducea bine și sub Dariu și sub Nebucadnețar. Cu post și rugăciune, în sac și cenușă, trăia Daniel, marele sfetnic al împăratului și nu pentru el, pentru poporul lui Dumnezeu, care nu vedea că din cauza nelegiuirilor a ajuns unde a ajuns. Ce să mai spunem despre neprihănitul Iov, cu care însuși Dumnezeu se laudă înaintea satanei? Zice, Satana, ai fost pe pământ, l-ai putreierat? Am pe cineva acolo. L-ai văzut? Pe cine? Pe Iov. Dar ce-o fi el așa de important? Cu ce-i deosebit de ceilalți? Ce-o făcut? Ce minuni au făcut, ce lucrări mari. Nu a făcut. Ce găsim despre Noh că a făcut până Dumnezeu la nața aceea? Două lucruri. A umblat cu Dumnezeu și a avut fii și fiice. Oh, și pentru atâta să-L ia Dumnezeu la el să nu mai fie văzut? Da. Pentru că asta cere Dumnezeu de la noi. Să umblăm cu El în neprihănire și vom fi cu El pentru toată veșnicia. Există și aspectul acesta că neprihănirea mea sau a noastră se poate să fie nu așa curată cum o vrea Dumnezeu, să fie cumva înaintea oamenilor, sau să fie pentru anumite lucruri, cum a zis Satana Dumnezeu. Păi normal că Iov este așa, pentru că tu i-ai dat, l-ai binecuvântat, i-ai făcut atât. E mare lucru să fii neprihănit în mijlocul bogățiilor și având toate lucrurile la îndemână. Când vii tu, tot să se tragă la o parte, că vine Iov. Și dacă vorbește cineva în adunare și intră Iov, tot se opresc că vine Iov. E mare lucru să fii neprihănit în situația acestea, pentru că vin provocările. Vine mândria. Când tu ai ceva cu robul tău, să te gândești că același Dumnezeu v-a făcut pe amândoi și să nu le drepțătești cu nimic când toată puterea e în mâna ta. Nu ușor să fii neprihănit. Să bagi în seamă pe toți nenorociții fără adăpost. Lasă să-și vadă de-a lor, că fiecare. Eu mi-am rânduit pe-a mele și când o avea vreme, mă ocupa și de ei. Nu. Eu v-a zis, pământul meu, dacă poate să strige împotriva mea, că i-am mâncat roada. Fără să o plătesc. Și la lucrurile acestea s-a gândit. Dar neprihănitul Iov a fost neprihănit și la bine și la rău. Și când nu a mai avut nimic și stătea acolo în cenușă cu buba aceea de la cap până la picioare și se scărpina. Neînțelegând de ce Dumnezeu cel tot se comportă așa cu un om neprihănit. 7 zile, nu 2-3 ore când stăm în casa Domnului, 7 zile a stat prietenii lui lângă el. Să-și îndu-și haine. Și un cuvânt n-a putut să zic. Eu v-am rămas neprihănit.
Ba încă la urmă, neprihănitul acesta zice, Doamne, e rușine de mine. Și mă pocăiesc în sac și cenușă. Să fii cu un om neprihănit așa? Chiar. Timpul a trecut. Mai rămâne să continuăm noi acasă, să vedem viețile acestor oameni, să urmăm exemplul lor, ca să ne bucurăm și noi de mântuirea lui Dumnezeu. Religiunea curată înaintea lui Dumnezeu. Și în zilele pe care noi le trăim este să cercetăm pe orfani și pe vădule, pe necazurile lor. Și să ne împărțim neîntinați de lume. Pentru că timpul și-a făcut cursul, vom încheia părtășia aceasta cu rugăciune și am să vă invit să vă întrebați în lume cu mine în picioare. În această rugăciune aș vrea să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care mi le-a dăruit. Aș vrea să rugăm să ne ajute să trăim o viață de neprihănire. Și pentru că am aflat că mâine fratele Petre Coror se va întoarce în România, fratele Petre Rudenia al familiei Blaga, mă așteptam la ora de rugăciune, la rugăciunea de cauze, cineva să amintească și călătoria aceasta. O amintesc eu acum. Aș vrea să ne rugăm și pentru fratele Petre, ca Domnul să-l ocrotească în această călătorie, să-l ajute să ajungă cu bine acolo unde îl așteaptă cei dragi. Dacă mai aveți și alte nevoi în rugăciunea aceasta, aduceți-mi înaintea Domnului. Să ne rugăm împreună.